Suntem în plină vară și chiar dacă temperaturile nu sunt la nivelul celor înregistrate săptămâna trecută, tot trebuie să ne protejăm de soare. Și noi, adulții, dar mai ales copiii, trebuie protejați pentru că sunt mai sensibili. Altfel, există riscul arsurilor solare. Așa cum s-a întâmplat luna trecută, când mai mulți minori au ajuns în grija medicilor din Spitalul Județean. Este weekend și poate mulți dintre dumneavoastră veți ieși la iarbă verde sau la plajă. Și atunci măsurile trebuie să fie cu atât mai stricte pentru că orele petrecute în natură sunt mai multe. Am avut într-adevăr în ultima perioadă, din cauza condițiilor extrem de calde de afară, copii care au necesitat, din nefericire, o toaletă primară în sala de operație sub anestezie. Copiii, așa cum știm, au o piele foarte sensibilă, iar expunerea la soare în intervalul 11-16 este foarte periculoasă, mai ales dacă este temperatura foarte ridicată afară. Un factor de protecție 50+, indiferent de marcă, protejează copilul. Copiii trebuie să poarte pălărioare, deoarece și pielea scalpului este mai sensibilă. De asemenea, trebuie hidratați. Încercați să le oferiți lichide chiar și atunci când nu le solicită. Și dacă se întâmplă să fie afectați de razele soarelui și de căldură, iată care sunt primele semne la care trebuie să fiți atenți. Copilul este foarte moleșit, ca să mă exprim așa, somnolent, începe să facă febră, se roșește și atunci tu ca părinte îți dai seama că ceva nu este în regulă. Copiii mai mari care știu să vorbească îți spune că îl doare capul. Pot să apară vărsăturile? Pentru că pot să fac edem cerebral. Când apar astfel de simptome, părinții trebuie să se prezinte cu copiii direct la spital pentru îngrijiri de specialitate.